preasfinția asta. Mulțumesc Domnului Dumnezeu pentru ce ne-a rânduit și pentru ziua frumoasă pe care ne-a dăruit-o astăzi, de dimineață la mănăstire și astăzi în continuare la memorie de Radu Iubiciu. Este moment aniversar pentru Comunitatea Cerii și pentru Iubiciu, în primul rând, pentru că suntem în satul pe Nasetul Doran, suntem pe rândul Chirilor Năsăudeni. Și mulțumesc tuturor oaspeților noștri deosebiți care astăzi și-au făcut timp să fie alături de noi. Preasfinția voastră vă mulțumesc, domnule deputat, domnule primar, tuturor vă mulțumesc, indiferent că sunteți din Terciu, din Vichiciu sau din satele din jur. Este un moment deosebit pentru noi, sunt 500 de ani de la atestarea comunitară a localității din Vichiciu și este o deosebită onoare pentru noi astăzi ca să dovedim că noi, urmașii de Tănase Codoran și a celorlalți înaintașii noștri, le păstrăm și, eu știu, memoria și onoră, iar pe ceea ce urmează să vedeți astăzi pe scenă, veți vedea tine, copii, elevi, foarte talentați, care, în ceea ce vă vor arăta, se străvesc să păstreze, să ducă mai departe tradițiile, să arate cât suntem de ancorați noi în tradiții, cât de români suntem și nu uităm să fim români, și nu este rușine să fim români. De asemenea, lucrurile acestea nu se pot face decât cu sprijinul instituțiilor. E vorba de biserică, școală, primărie, consiliul local și o foarte importantă instituție, aceea familiei, de care să nu uităm și în care toată lumea bate în momentul de față. Pentru că dacă familia își învață copiii de mici să meargă în direcția păstării tradițiilor și a datilor noastre, nimic nu ne poate schimba. Să ne ajute Dumnezeu să trecem alături de noi zile frumoase și astăzi, în deosebit, o zi deosebită, cu, nu știu, voie bună și tot ce ne rânduiește Dumnezeu. Vă mulțumesc!